Și, da, se putea să începem noi mai frumos. Bună și bine ați revenit la un video în care vă vorbesc despre vizita mea la dermatolog. Da, este și Luna aici lângă noi. Am adus o grămadă de creme și am adus o grămadă de creme deoarece vreau să vă zic ceva ce mi-a spus și mie dermatologul. Și am rămas așa un pic, eram serios, chiar... Dar da, hai să vă zic mai întâi cum a decurs vizita la dermatolog și de ce m-am dus mai exact eu la dermatolog. Am sunat la clinică, mi-am făcut o programare, m-am dus în ianuarie, video-ul ăsta intră în februarie, dar m-am dus în ianuarie, când l-am filmat eu deja am fost la dermatolog. Eu m-am dus la dermatolog deoarece am niște alunițe, și am vrut să verific dacă nu sunt din acelea cancerigene. Și aparent alunițele care sunt foarte îngrijorătoare, din câte mi-a zis mie doctorița, sunt cele care sunt gen flat pe piele și sunt foarte închise și au un fel de roșu, un cerculeț roșu în jurul lor. Ale, da, alea sunt îngrijorătoare. Ce am eu? M-a verificat, m-a pus să mă dezbrac până la chiloți, ca să vă zic sincer. M-a verificat, mi-a verificat pe toate, mi-a zis că nu am niciuna. Dacă vreau să scot vreuna, gen cum este asta de pe gât, că câteodată mai agăț fără să vreau, sau am una aici în spate, exact la, pe scalp. Și mi-a zis, dacă vreau să le scot, pot să le scot oricând. Este un tratament cu laser care se face, nu contează. Nu e, adică mi-a zis că în 5 minute este gata procedura, nu trebuie să mă opereze, nu trebuie să mă taie, nu nimic. O altă cauză pentru care m-am dus eu la dermatolog a fost că am pielea nu uscată, ci foarte, foarte, foarte uscată. De aici pe frunte mi se decojește pielea, pur și simplu. Am aici zona asta unde mi se decojește pielea. Și m-am dus, dacă tot m-am dus pentru alunițe și dacă tot am avut timp o oră ca să stau să vorbesc cu dânsa, am zis, ok, hai să... A venit Luna să... miroase, să vadă ce se întâmplă. Am zis, hai totuși să, dacă tot sunt aici, hai totuși să, cum se cheamă, să o întreb și de altele, pentru că, n-am să-mi fac altă programare ca să mă duc să întreb de piele, dacă mai avem încă vreo 20 de minute din programarea cealaltă. Bun, și am întrebat-o de pielea mea. S-a uitat, mi-a spus, eu am fost îngrijorată deoarece am în anumite perioade anului, dacă sunt foarte stresată și așa, m-am gândit că am un fel de psoriasis, că na, dacă caut pe Google și pe mine m-am mâncat să caut pe Google, asta m-a ajuns să citesc, că ăsta ce am eu, ce este psoriasisul, nu știu dacă se poate numi ce am eu, pentru că nu este ce am eu, dar mie ce mi-eșea erau niște... zone așa, pete, circulare sau nu numai, diferite forme, dar micuțe, adică cel mai mult așa a fost cea mai mare, pe mâini, pe brațe, aici, aici, în zona asta, uneori mișeau aici la închetură și m-am gândit că este psoriasis, că na, asta am citit pe net. Și am zis și mi-a zis că nu, ce am eu nu este psoriasis, este pur și simplu și nu iese. Iese și de la stres ce fac eu, dar iese și din cauza că am pielea foarte uscată și m-ar veni erupe. Totodată mi-a zis că din cauza tipului meu de piele și că este deschis și așa, ar fi bine să nu stau la soare foarte mult și dacă stau să mă dau cu un SPF cât mai mare ca să nu... Na. Să nu mă bronzez, că nu e bine pentru pielea mea. Și după am început să discutăm despre pielea mea și mi-a zis că da, se vede că am pielea foarte uscată, se vede inclusiv aici pe mâini, pe picioare, se vede pe, pe față, aici se vede că am pielea uscată în zona asta și aici pe frunte. În rest e ok, la nas, la bărbie, la gură și așa, dar zona asta este uscată și zona asta este uscată. Bun. Și acum să vorbim un pic de ce am adus cremele. Sfatul ei a fost așa. După fiecare duș pe care îl fac, duș, baie, ce fac eu, piscină, nu contează, să mă dau cu o cremă. Și să mă dau cu o cremă cât mai grasă. De asta în felul următor. Vă zic de pe acum. Astea sunt sfaturile care mi le-a dat ea
mie, pe tipul meu de piele, pe problemele mele. S-ar putea și voi să aveți același lucru, s-ar putea să nu. De asta vă recomand să vă duceți la un dermatolog, să întrebați și să vedeți ce vă spune el, ea. Pentru că s-ar putea să nu se pupe ce vă spun eu acum cu ce aveți voi. Așa că nu o luați în nume de rău, nu o luați în nume de bine, luați-o cum vreți voi, încercați să vedeți că trebuie să mergeți și la medic să vedeți că nu tot timpul ce se promovează pe internet sau ce se spune pe internet este ok. Bun, și acum, am fost la dânsa și dacă tot am fost la ea, mi-a dat astea două de la La Roche-Posay, două monstre de astea. Și asta de la CeraVe, CeraVe, hai, fă focus, așa. Deci ea mi-a dat pe astea. Moca, nu a trebuit să plătesc pe ele. Asta este una de 5 ml, arată așa. E micuță cât să-ți ajungă de două ori să te dai pe față. Cred că cam așa ar trebui să fie. Și astea au 7 ml. Bun, acum e ce mi-a zis. Din cauza că nu am nicio alergie, m-a întrebat, ai vreo alergie, nu la praf polen, că și astea influențează oarecum pielea ta și cât de uscată este sau cât de neuscată este, dar m-a întrebat dacă am vreo alergie la parfum. Și de ce m-a întrebat acest lucru dacă am vreo alergie la parfum? M-a întrebat acest lucru deoarece sunt persoane, cum este de exemplu prietenul meu, care nu suportă parfumul în creme, în diferite lucruri. Și lui a fost recomandat, de exemplu, de la medic, această cremă. V-am mai prezentat-o, care nu are nici parfum, nu are nici paraben. Și a zis doctoriței, uite, noi avem această cremă. Poți să mă dau cu dânsa? Și i-am zis, poți să te dai, nu este nicio problemă, dar poți să te dai și cu una care are parfum în ea, pentru că dacă tu nu ai piele atât de sensibilă cât o are prietenul tău, poți să te dai. Nu contează. Bun. Prețurile am să vi le las pe ecran, ca să știți la creme, ca să vedeți de ce vă zic chestia asta. Și ea mi-a zis, cea mai ieftină cremă pe care o poți găsi în magazin, de exemplu la noi aici, cea mai ieftină cremă este asta de la Vaseline, nici nu mai știu cât am dat pe burcanelul ăsta, care este vaselină, ca să zic așa, este foarte groasă și densă, nu știu dacă... Da, este foarte groasă și mi-a zis că eu îți recomand să te dai cu asta, dar știu că nu, probabil ești și tu cum sunt foarte mulți, nu suporți această textură. Bun, și am zis ok, uite, o mai am și pe asta, Endulona, nu știu, asta sigur nu o găsiți acasă că este ceva de-a lor cehesc, care, și asta la rândul ei, după cum vedeți, este destul de grasă și de densă. Și mi-a zis, da, dacă o suporți, la cât de grasă este și așa, poți să te dai și cu dânsa. Și după aia am zis că ok, știi, dar mai am, că na, sunt femeie și îmi trebuie 100 de creme. Mai am una, o am pe asta de la Rituals, care și ea este la fel de... Asta nu este chiar atât de grasă cât este aia de la... Asta de la Endulona, dar este și asta destul de grăsuță. Am lapte de corp de asta, de la Nivea, Repair and Protect, Repair and Care. Mai am asta de la ce? De la Avon, Encanto, am untul de corp de la The Body Shop, care și asta este foarte dens. Am ăsta pentru față, cu care mă dau de la L'Oreal, de hidratare. Și mai am, asta este de, tot așa, de corp, de la Rituals, de corp sau de mâini. Eu iau în geantă și folosesc pentru mâini. Și ce mi-a spus doamna? Ca să vă zic și vouă, ca să nu mai... Ea mi-a spus așa, nu contează cu ce te dai, contează că trebuie să te dai, să-ți hidratezi pielea. Nu contează că ți iei o cremă de 5 lei, de 10 lei, de 12 lei, face același lucru pe care îl face o cremă cum este La Roche-Posay, pentru că dacă vă duceți în farmacie sau în DM sau unde găsiți voi La Roche-Posay, dar cred că mai mult în farmacie găsiți, sau pe Notino, și luați... O cantitate de asta, de cât are, de 400-500 de mililitri sau vă duceți și vă luați de la Bioderma, aceeași chestie, păi dați ceva bani, pentru că dați. Și știți de ce dați? Pentru că plătiți firma, pentru că asta mi-a zis și dânsa. Ce face crema asta La Roche-Posay? Ce face Nivea? Ce face Vaselina? Ce face
Delicious și ce creme mai vrei tu, fac exact același lucru. Da. Deci, nu trebuie să dați o grămadă de bani pe o cremă, puteți vă luați orice cremă vreți voi, de oriunde vreți voi. Mi-a zis și dânsa, dacă nu știu, vrei să te răsfăți sau te dau bani afară din casă și n-ai ce faci cu ei, poți să-ți iei cremă la roșu, poți iei din farmacie sau Bioderm. Sfatul meu este să nu dai o căruță de bani pe aceste creme, pentru că nu au rost, adică nu, na. Știu că probabil îmi voi lua cake pe chestia asta, dar, sincer, nu-mi pasă. Eu vă zic ce mi-a zis mie dermatologul. Și mi-a zis, nu contează că crema este, că crema. Omite în chestia asta. Nu contează că dai 50 de lei pe o cremă, nu contează că dai 100 de lei, nu contează că dai 30 de lei, nu contează că dai 5 lei, atâta timp cât te dai cu ea după duș, de fiecare dată după duș, și este hidratantă. Da? Deci, ați înțeles. Alt lucru care mi l-a spus ea pentru pielea pe care o am eu, de exemplu pe față, am întrebat, ok, hai să discutăm pe lângă cremă, că m-a întrebat, mai faci altceva pe față în afară să te dai cu cremă, să te speli cu apă și cu săpun? Și a zis, da, mă dau cu ăla de curățare, dacă mă machiez, când mă machiez, chiar zis că nu prea mă machiez prea, deci e foarte bine că nu o faci. Deci, ei de la doctoriță să nu mă machiez. Și am zis că mă mai dau cu acel de la Neutrogena, de curățare, cleansing, nu știu ce. Și mi-a zis, nu prea te ajută ăla că nu ai, nu vă să ai acnei sau chestii de genul și ai o față chiar foarte curată. Și am întrebat-o, ok, dar știți, văd în mediul online atâtea fete și atâtea, doamne, gagici și așa mai departe, care promovează acidul hialuronic, vitamina C și alte multe rahaturi. Se uita doctorița la mine, zi-mi, te rog frumos, că nu te-ai dat cu așa ceva pe față. Doctorița e foarte tare, care are vreo 35 de ani, 40, nu știu dacă e mai bătrână de atât, dar e foarte, foarte mișto tipă și chiar mă bucur că mi-a zis niște lucruri care vi le împărtășesc și vouă, care vi le zic și vouă că nu mă deranjează. Da, și mi-a zis ceva de genul că, măi, Raluca, ca să zic așa, nu știu cum să zic, dar în afară de apă să pun și o cremă care să te dai pe față, restul nu prea au niciun efect. Că mai vrei tu să spui o mască din când în când, că mai vrei tu să nu știu ce, să te resfeți cu... nu știu ce tratament, da. Dar sfatul meu pentru tine este nu-ți pune toate căcaturile pe care le auzi și le vezi pe internet. Nu-ți pune acid hialuronic pentru că nu o să-ți facă nimic. Dar nimic cât timp nu este injectat. Nu o să ai niciun beneficiu de la dânsul. Nu-ți pune vitamina C și după aia, Doamne ferește, dacă ești prin soare, s-ar putea să faci niște chestii nașpa pe față. Puneți SPF când ești pe față, vara, iarna, toamna, primăvara, puneți SPF pentru că este indicat, mai ales că tu ai pielea destul de albă, ca să zic așa, nu este neagră, ca să nu te influențeze soarele. Dă-te cu cremă, spală-te pe față dimineața, seara când faci duș sau dimineața dacă faci duș, spală-te pe față cu apă cu săpun. Și asta este tot ce trebuie. Ah, și bea apă, că ce să vezi, hidratarea vine și la faptul că trebuie să bei apă, o grămadă de apă pe zi, eu, ceea ce eu nu prea fac, dar mi-am pus un reminder pe telefon și tot îmi dă reminder din jumătate în jumătate de oră să beau câte o jumătate de pahar sau un pahar de apă. Așa că, da, asta este ce mi-a zis mie doctorița. Nu vreau să pară că eu nu știu ce, fai, n-am să... Poate să-mi iau odată să mă dau cu nu știu ce cremă mai scumpă sau poate am să iau să mă dau cu nu știu ce mască sau să-mi pun nu știu ce pe față. Dar, din ce mi-a zis doctorița, am să încerc să evit anumite lucruri, am să-mi iau când termin crema asta să mă dau pe față cu dânsa, că deja e consumată destul de mult din ea, am să-mi iau alta, poate o iau de la altă firmă să văd... Că și asta nu e chiar atât de ieftină pe cât credeți, adică asta față de asta este mult mai scumpă, dar cum am zis, asta nu suport să mă dau cu ea pe față și nici pe mâini, nici pe corp, pentru că este foarte, foarte grasă. Singurul lucru care mă dau, uite chiar, uite, vedeți ce, stai că nu știu dacă vreau să focalizez. Da, cam asta de grasă este. Singurul lucru care mă dau cu ăsta este aici, pe buze. Vedeți? Deja zici că am ceară pusă pe buze. Da, ăsta este singurul
Singurul lucru care îl fac eu cu vaselina este să mă dau pe buze, să le hidrateze, dar în rest nu prea o folosesc pentru că este nu densă, ci foarte densă și mă enervează, nu-mi place să am creme foarte grase pe corp, cum am zis. Așa că da, asta este ce mi-a zis mie doctorița. Mi-a zis, nu contează că dai pe cremă 5 lei, nu contează că dai 10 lei, 150 de lei, atâta timp cât te dai cu ea pe corp de fiecare dată după ce faci duș. Asta este ce mi-a zis mie dermatologul, nu dentista, nu, cred că i-a zis dentistul mai înainte. Dermatologul. Am să mă mai duc la ea, probabil mai prin vară, să văd exact de alunițe, dacă pot să le scot, cum mi-a zis că fac o programare și mi le scoate pe loc, nu trebuie să sun, să vai, vezi, programează-mă să nu știu ce și nu știu cum. Voi vedea. Dacă îmi va permite să o filmez sau așa, probabil o voi filma la un moment dat, o voi întreba dacă vrea să răspundă la niște întrebări și poate vă voi lua cu mine și vă voi arăta, dar cam asta este ce mi-a spus ea. Nu zic, îmi place și mie, poate mi-ar place să, fai, am 100 de creme, am 100 de, dar de mic am fost învățată și de mică mi s-a spus să nu-mi pun 100 de rahaturi pe ten. Și, na, dacă vă uitați la tenul meu, nu e chiar atât de urât. Nu am acne, nu am avut probleme cu acne în viața mea, nu știu prin ce trec alte femei care au acne, dar sfatul meu este să vă duceți la dermatolog și să vedeți ce vă spune el, pentru că s-ar putea să vedeți că puteți scăpa cumva și de acea acne. E pe bază hormonală, e pe bază ce e, dar s-ar putea cu ajutorul unor creme sau unor tratamente să scăpați de ea. Eu nu n-am avut această... Am avut când eram mai mică, când eram adolescent, am avut puține probleme cu acnea, dar nu foarte grave. Așa că nu știu ce să vă zic din punct de vedere al acnei, dar eu vă zic ce mi-a zis mie, nu știu ce mine tot să zic stomatolog, dermatolog. Asta este ce mi-a zis ea. Acum, nu știu, fiecare face ce vrea cu pielea ei și cu viața ei. Eu am zis că vreau să termin cremele astea care le am aici. Și nu vreau să mai cumpăr alte creme, în sensul că îmi voi cumpăra una, o termin, îmi cumpăr alta, o termin și aia e. Până nu le termin pe astea, nu... Nici nu mă gândesc să-mi iau altele, nici n-am să mă uit. Da, singurul care probabil o să-mi iau este asta de față, dacă o să o termin, dar nu văd să o termin într-o săptămână foarte repede sau așa. Mă mai ține, cred că o lună, două. Da, cam asta este tot. Văd că video-a... M-am filmat vreo 18 minute deja. Asta este tot, nu știu, dacă aveți întrebări sau alte chestii, puteți să-mi lăsați în comentarii sau puteți să-mi dați un mesaj cum vreți voi. Eu am încercat să vă zic ce mi-a zis mie la dermatolog tipa și cam care sunt lucrurile. Nu mai credeți toți ce vedeți în online, pentru că nu așa este, nu așa se întâmplă. Sunt multe lucruri în spate la campanii și așa mai departe, așa că da, dacă mi-au hate, îmi cer scuze de pe acum, dacă nu vă convine, îmi cer scuze de pe acum. Asta îs, asta mis. Eu vă zic ce mi-a zis dermatologul și vă zic ce am să fac eu. Dacă voi vreți să faceți altfel sau dacă voi vă dau bani din casa afară și vreți să vă luați numai creme de milioane, go for it. Da, cam asta este tot, sper că nu v-am supărat. Ne auzim mâine sau săptămâna viitoare, nu știu când va intra video ăsta, am să văd cum îl fac și cum îl organizez. Și da, cam asta este tot. V-am pupat!